timp ce unii se pregătesc pentru concertul de colinde organizat sâmbătă la Ateneul Bălănescu, alții se pregătesc pentru concertul de muzică corală și instrumentală din 20 decembrie, eveniment organizat la sediul Școlii de Muzică Victor Carpiț. Elevii de la secțiile de pian, oboi, flaut, vioară și chitară au început pregătirile pentru evenimentele dedicate sărbătorilor de iarnă, care vor fi organizate în parteneriat cu diferite școli generale. Școala de Muzică și Arte Plastice Victor Carpiș Giurgiu are un program variat în această perioadă a lunii decembrie, perioadă care este dedicată în mod special sărbătorilor de iarnă. În primul rând avem un proiect de parteneriat cu școala numărul 5 Emil Gulianu, cu școala din București numărul 149, un proiect care se intitulează proiect educațional. În primul rând avem pe data de 18 la Ateneul Bălănescu, cu acești elevi din școlile pe care le-am menționat mai sus, o seară de colinde pentru sărbătorirea nașterii Domnului Iisus Hristos, care va fi în data de 18 decembrie la orele 11. În același timp, în data de 20 decembrie, va avea loc un concert de Crăciun la Școala de Muzică și Arte Plastice Victor Carpiș. De asemenea, avem în parteneriat școala numărul 8, un proiect educațional, limba franceză prin muzică, exprimată prin muzică, și vă invităm pe această cale la concertele noastre, care vor fi la ora 18, în data de 20, la sediul școlii. Bineînțeles că vor urma colindele organizate de Școala de Muzică și cu aceasta se încheie anul 2010.